Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Gândește, Decide, Votează. Este emisiune electorală, doamnelor și domnilor, suntem în plină campanie electorală, cum bine știți, și aici la Roman TV primim candidații care vor să-și expună, să-și prezinte proiectele, bineînțeles, fără niciun fel de problemă, pentru că așa este firesc, fiecare are acest drept să-și prezinte proiectele pe care, către comunitate, bineînțeles. Sunt de pe timpii Partidul Național Liberal și invitatul din această ediție este domnul Dan Laurențiu Leoranu, deputat PNL de Neam și candidat la primăria Roman, mai exact, candidat la funcție de primar al municipiului Roman, pe care îl salut, bine ați revenit. Vă mulțumesc pentru invitație, vă salut, îi salut și pe toți cei care ne privesc, urându-le sănătate și să-mi permite să le spun în zile de sărbătoare ale municipiului Roman, pentru că au debutat zilele municipiului, la mulți ani, cu bucurii, cu împlinire, cu sănătate și cu pace. Da, sunt zile frumoase pentru romașcanii, un bun prilej de recreere, de da. O perioadă mai... De reîntâlnire, de a discuta, de a trăi în comunitate și de a îmbogăți etosul comunitar. Și de a pune țara la cale. Și de a pune țara la cale, așa este. Da, domnule deputat, să intrăm în problemele pe care ni le-am propus. Să știți că ar fi multe de discutat, avem doar 30 minute la dispoziție și vreau să cuprindem cât mai multe chestiuni. De acord. Însă nu pot să trec peste un lucru pe care l-am observat în ultima perioadă și cred că este normal așa. Am văzut că ați fost ținta și sunteți ținta unor atacuri care vin din diverse zone, bineînțeles, zone controlate de contracandidații noastre. Vreau să vă întreb dacă cum le răspundeți celor care vă atacă, să zicem, public și sunt aceleași sau aceleași acuzații cumva, că primăria a fost condusă de la București, nu la mână și bă, Leoreanu vine, câștigă, după care pleacă și lasă pe altcineva la primărie, adică pleacă și candidează pentru o nouă funcție de parlamentar. Domnul Daniel, vreau să vă mulțumesc că mi-ați pus această întrebare, pentru că îmi dați o oportunitate să și explic. Ar fi o întrebare care conține trei componente, adică vreau să dau trei linii de răspuns. Și anume prima cu faptul că primăria a fost condusă de la București. Fraza are o anumită valoare de adevăr, dar verbul-i pus prost. N-a fost condusă, primăria a fost ajutată de la București. Ăsta e verbul corect, ajutată. De altfel, domnul Daniel, eu când am plecat în Parlamentul României, de la început mi-am fixat ca țintă să nu mă duc să fiu doar unul din cei mulți care asigură prezența și ridicarea mâinii. Eu m-am dus să fiu unul din cei puțini care asigură decizia, care sunt la decizie. Și pe rând am fost în Parlament, vicelerul grupului parlamentar, chestorul Camerei Deputaților, vicepreședintele Camerei Deputaților, adică unul din primii 10 oameni statului român, în prezent, președinte al Comisiei de Apărare Ordine Publică Siguranță Națională din Parlament, din Camera Deputaților. Vreau să vă spun, aceste activități presupun o documentare, presupun o preocupare, presupun o activitate. Pentru că nu vine Leoreanu de la Roma, zice, au venit Leoreanu de la Roma, dați-vă deoparte, domnule Leoreanu, poftiți, ce funcție vă doriți dumneavoastră? Acolo lucrurile se câștigă prin prestanță, prin pragmatism, prin implicare, prin modul în care duce anumite mesaje, în care duce anumite negocieri, prin arta diplomației. Vorbim numai acum, de când sunt președinte al Comisiei de Apărare, vreau să vă spun că în anul trecut am depășit toate topurile de la Revoluție până în prezent. Sunt președintele Comisiei de Apărare care am depășit cu peste 10% dezbaterile și proiectele de lege trecute prin comisie de la Revoluție până în prezent. Asta presupune o muncă, presupune o documentare, analiză pe expuneri de motive, pe text, amendamente, dezbateri publice, grupuri de lucru, întâlniri, concluzii. Adică v-ați implicat cu alte cuvinte. Total, total. Ori dacă această activitate îți ia timp, nu poți să te ocupi. Ce înseamnă să conduci primăria de la Roman? Ar trebui să porți o activitate executivă, să manageriezi o parte executivă, să te ocupi de direcții, să te ocupi din astea. Recunosc că atunci când am fost sunat, de fiecare dată am dat sprijinul pe proiecte, pe avize, m-am bătut totdeauna ca Romanul să fie inclus pe o listă de proiecte, pe o listă de finanțare. Uitați-vă și anul trecut la legea bugetului am venit cu amendament de 10 miliarde de lei, bani care în acest an au venit în bugetul municipiului Roman din bugetul național pentru reabilitarea bulevardului Smilodava, lucrare care se întâmplă în acest moment. Adică de fiecare dată am căutat soluții. Și vreau mai dau o veste bună astăzi, că am primit-o aseară. Primăria municipiului Roman, sigur, discutând și cu mine la nivelul conducerii,
am plecat de la următoarea idee. Eu le-am zis așa, oameni buni, primarului, că cu el am discutat. Noi avem o hidrocentrală în Roman. Suntem prima și singura primărie proprietatea unei hidrocentrale, o hidrocentrală construită pe fonduri europene de un primar. Această hidrocentrală ne asigură tot ce înseamnă iluminat public. Numai că avem o problemă. În momentul când verile sunt foarte secetoase, apa scade foarte mult în albie, câteodată n-ai suficientă apă să-ți învârtă turbinele. Care e forța motrice a turbinelor? Apa. Și atunci am zis așa, dacă suntem într-o zonă de schimbări climatice, haideți să speculăm pozitiv pentru oraș acest lucru. Când e apă, când sunt ploi, când am debit, produc energie hidro și puterea hidrocentralei este de circa 0,7 MW, iar când 0,7 MW, iar în momentul în care am soare, am secetă în apă, să pun la lucru panourile fotovoltaice energia soarelui. Unde să luăm acest teren? Și am zis, opinia mea cel mai bun acest teren ar fi în zona gropii de gunoi, pentru că acolo este teren degradat pe malul Moldovei. Nu se pot construi case, nu se poate face agricultură, e un teren cu piatră. Și atunci să punem acel teren, că e păcat un teren bun să-l dezloci. Îi dați o utilitate, da? Să-i dai o utilitate. Primăria a făcut, a conceput un proiect de circa 1,3-1,4 milioane de euro, pe o suprafață de 1,5 hectare, cu o putere instalată de 0,91 MW, aproape 1 MW, foarte bun. Și s-a depus acest proiect. Am discutat și am luat toată documentația de la prietenul meu, ministrul energiei, domnul Sebastian Burduja. Iată ce înseamnă și conexiunile la București. Am avut din timp, recunosc, un draft, o informare care nu era, dar pe care am putut să facem o gândire. Nu era un ghid scos. Ați avut un schelet cumva. Am avut un schelet pe care s-a putut construi. Eu acel schelet l-am furnizat primăriei să se uite, orientativ. I-a ajutat. A făcut acest și am depus acest proiect la Ministerul Energiei, pe fonduri europene. Vreau să vă spun că acest proiect a trecut de evaluare și nu s-a solicitat nicio singură clarificare. Fiind considerat unul din cele mai bune proiecte și pe această cale, dați-mi voie să-l felicit pe directorul de investiții, domnul Bojescu, care este inginer energetician. Dați-mi voie să felicit echipa de proiecte a primăriei Roman și sigur expertul care i-a ajutat în configurarea acestui proiect. E meritul lor. Eu ce am făcut? Eu am putut să le dau o informație la prima mână. Eu am putut exact să vin cu o idee, cu o viziune. Dar munca este a lor. Asta nu înseamnă că tu conduci primăria. Înseamnă că tu din poziția de parlamentar sprijini și ajuți ce? Propriul tău oraș. Despre asta vorbim și iată am vorbit de o investiție importantă care va începe în perioada următoare la Roman și ce va asigura ea, domnul Daniel? Voi reuși, asta a fost gândirea mea, voi reuși să fac un pachet energetic pe Roman. Adică cei 0,7 MW hidro, 0,98 MW solar, împreună ar însemna vreo 1,65, dar niciodată nu vei avea pachet de 1,65 pentru că vremea te decalează. Dar vei avea un pachet, cum spun specialiștii, întotdeauna într-o medie de 0,85 MW constant. Acest pachet ce îți permite? Iluminat public în Roman asigurat. Iluminat public în grădinițe, școli, licee. Iluminat public al spitalului. Iluminat public al primăriei. Direcția de asistență socială. Casa bunicilor. Casa copiilor. Casa pâinii. Evidența informatizată a persoanei. Poliția locală. Adică ce înseamnă instituție publică pe care primăria o susține din punct de vedere a asigurării consumului electric. Acest lucru ce va însemna? În momentul când avem propria noastră energie, dislocăm o sumă în buget pe care nu trebuie să o mai dăm pentru această energie. Da, economie la buget. Exact. Și banii ăștia ce putem face cu ei? Banii ăștia ne putem duce către niște investiții, de exemplu, în zona microcomunităților. Eu am spus că Romanul, dincolo de investițiile mari despre care vom vorbi, Romanul trebuie să devină mai prietenos, mai confortabil cu fiecare romașcan în parte. Ce înseamnă acest lucru? Adică omul când iese din propria lui casă, din propriul lui apartament, din propriul lui bloc și iese în proximitate imediată să aibă un ambient plăcut, alei de acces la scara de bloc, gazon bune, gazon verde, plăcut, copăcei, băncuțe, coșuri de gunoi. Dacă nu încet, cum am făcut?
Că eu deja că am fost primar, am făcut în zona Smirodava, în zona Bogdan Dragoș, în zona Bulevardul Republicii. Am făcut aceste lucruri. Vreau să extind aceste lucruri la nivelul întregului oraș. Și omul, când iese din casă dimineața și vede ambientul plăcut să iasă din casă cu zâmbetul pe buze, asta înseamnă mai prietenos, asta înseamnă mai confortabil, asta înseamnă să aduci un plus în fiecare proximitate. Dă un tonus bun. Și da, și asta vezi. Poți face din banii ăștia de la buget din care faci economii. Pentru că nu sunt niște sume colosale pentru mari investiții. Dar sunt niște sume importante pentru a crea aceste investiții de nivel de proximitate. Pentru că noi dacă vorbim consum undeva într-o medie de la an la an, de la lună la lună, ar fi o medie de 50.000 de euro pe lună consumul electric. La 12 luni ai între 600-700 aproape. Da? E o sumă importantă. E o sumă foarte importantă. Cu banii ăștia poți să faci ceva pentru că tu nu trebuie să-i mai cheltuiești de acolo. Așa văd eu lucrurile. Aici am încercat să sprijin. Aici am încercat să mi-adus. Dar vă spun ceva. Fiecare parlamentar responsabil ar trebui să se implice pentru comunitatea lui. Dincolo de partea legislativă, care este atributul parlamentarului, este și partea de lucru, de conexiune cu instituțiile guvernamentale, cu instituțiile publice centrale, cu instituțiile europene, organismele, mecanismele de lucru. De ce? Ești mai aproape, ești acolo unde se coace, ca să zic așa, buget, proiect, tot. Și atunci e firesc tu de acolo, având informații la primă mână, creând, dacă vreți, prin anumite conexiuni, un sprijin, un lobby pentru localitatea ta să-l ajuți. Eu văd ăsta, nota bene, un lucru bun pentru comunitate, nici de cum că ar fi un lucru rău. Iar vis-a-vis de atacurile pe care le fac, să știți că mulți colegi mi-au spus, domnul deputat, dar ieșiți și răspundeți că aveți cu ce, aveți argumente, trântiți. Și am spus, oameni buni, dragilor, lumea e sătulă de scandal și de război. Lumea e sătulă de tot felul de injurii, de expresii suburbane. Eu cred că lumea își dorește proiecte să vadă, construcție să vadă, dezvoltare să vadă. Eu cred că asta își dorește lumea. Numai scandalul ăla, principiul ăla românesc, bapea mătii, eu nu cred că este productiv. Eu nu cred că aduce la nimic. Ăla au făcut asta. Pentru că eu ce să le spun la Roman? Romașcanii nu știu că hidrocentrala am construit-o eu la Roman. Că am făcut corpul A de la Roman Vodă, corpul B de la Roman Vodă, casa bunicii, centru rezidențial pentru bătrâni, casa copiilor, centru pentru copii cu părinți plecați în străinătate, aflați în zonă de risc, casa pâinii, cantina socială care asigură hrană pentru peste 300 de persoane în municipiul Roman, centru istoric Ștefan cel Mare, planul integrat de dezvoltare urbană cu 35 de străzi și 33 de kilometri de rețea de apă locuite în Roman, într-o sumă de circa 8 milioane de euro din fonduri europene duse prin Ministerul Dezvoltării, bazinul de not care s-a construit la Roman. Adică vorbim de niște lucruri, Muzeul de Științe ale Naturii care s-a construit în parcul municipal, reabilitarea parcului municipal și modernizarea lui, ștrandul din Roman, zona de picnic și divertisment, cartierul Anele, în care erau doar câteva blocuri, acum vorbim de un cartier întreg pentru tineri, cu alei, cu locuri de joacă, cu spații verzi, cu digul de protecție a cartierului Nicolae Bălcescu, cu modernizarea școlilor, cu modernizarea secțiilor din spital, construirea centrului de primire urgențe pe care l-am făcut chiar în primul an de mandat. Acum, iată, construim centru ambulatoriu integrat pe fonduri europene, centru imagistic, cu aparat de rezonanță magnetică, cu computer tomograf, cu aparat RX digital, pe care într-o lună, jumătate, două, îl vom da deja la dispoziția romașcanilor și a celor din Roma Metropolitan. Modernizarea policlinicii din Roman, faza întâi, partea exterioară, și după 9 iunie vom veni cu faza a doua, faza interioară. Vorbim de proiecte, oamenii știu că am făcut aceste lucruri. Ce să le spun eu, că dacă celălalt spune, dar și eu acolo am văruit un copac. Bine, mai văruit și tu un copac. Nu ne certăm cine o dat cu vară într-o grădiniță. Noi vorbim de viziune, de bani, de proiecte, de dezvoltare a orașului. Despre acest lucru. Și atunci eu cred că e mai productiv și o să trecem în partea a doua a emisiunii, să vorbim de proiectele noastre și de investițiile noastre și nu să coborâm într-o zonă suburbană de scandal, de invenții, atacuri la familii. Nu se face așa ceva. Atacuri la nepermise. Atacuri la religie, că eu aș fi de o religie, că altul e de o religie. Dom'le, nu se speculează. Lumea știe că eu sunt un tip care, într-adevăr, merg la drum întotdeauna cu Hristos în suflet. Iar pentru mine, și fratele ortodox, și fratele catolic, orice frate creștin face parte din familia mea, din marea familie creștină. N-am cum să fac diferență pentru că e un Dumnezeu deasupra. Și adevărul cu adevărat îl știe Dumnezeu. În momentul când ai coborât la atacuri de acest gen, știți ce îmi provoacă?
îmi provoacă așa, ca să spun, o durere în suflet. Pentru că zic, uite unii oameni cât de mult se pot urâți într-o luptă politică. Eu zic, hai să mergem cu Dumnezeu la drum, cel mai bun să câștige, pe proiecte, pe viziune, pe dezvoltarea orașului. Iar eu cred că experiența mea din administrația locală, experiența mea din administrația centrală, faptul că am lucrat cu instituțiile guvernamentale, cu organismele europene, că eu cunosc mecanismele de aducere a fondurilor europene, că am într-adevăr conexiuni importante la București pe care vreau să le pun în slujba municipiului Roman, sunt argumente pentru care romașcanii ar putea în continuare să-mi dea un vot de încredere. Iar întâlnirile pe care eu le fac în stradă cu oamenii în cartiere sunt pline de energie și mulțumesc romașcanilor pentru modul în care mă primesc, pentru că mă întâlnesc cu ei pe stradă, mă opresc, stăm pe bancă de vorbă, dăm mâna în orice colț a acestui oraș. Așa văd eu un primar, să vină și cu o experiență, să aibă și anduranță, să fie și pragmatic, să creeze și o viziune și să aducă cât mai mult plus pentru comunitatea sa. Da, ați luat și orașul la pasul să discutăm și despre asta, însă apropo de primul subiect, vreau să-l încheiem și să-l închidem cumva, să vă întreb, mie nu mi se pare o chestiune gravă, chiar deloc, nu e gravă, din contră, aș putea spune că e un avantaj pentru primarul care este sprijinit de un parlamentar, fără doar și poate, pentru că într-adevăr nu poți să faci de la Roma sau de la Piatra Neamț anumite lucruri. E bine să ai un om acolo care să te sprijine cu informații, care poate să meargă la ministere, să te ajute, să deschizi ușa, ca asta e, să deschizi ușile de tăcă. Vreau să vă întreb o altă chestiune. În afară de domnul Achiruai, cu care sigur ați colaborat, cred că și cu cel de la Piatra Neamț ați colaborat, sau au existat primari care să vă contacteze, să vă ceară ajutorul și vreau să spuneți, nu bă, că tu ești de la PSD. Niciodată. Sau ați sprijinit și primari de la PSD? Sigur, da. Dacă vă dau un nume, dacă vreți, e primarul de la Valea Ursului, un primar de la 90%, care în aceste alegeri a venit să candideze alături de noi, pentru că ne-a simțit mult mai aproape și a primit un sprijin atunci când l-a solicitat. Sunt primari care ne-au căutat cu voia dumneavoastră, n-am să dau alte nume ca acum, nu că nu vreau să le creez probleme în propriul partid, dar nu s-a pus problema, au fost primari care m-au sunat pentru un anumit lăcaș de cult, un edificiu, să-i pot îndruma, unde ar trebui să meargă, din zona Târgu Neamțului care m-au sunat și care sigur le-am întins o mână. Sunt nemțean, nu pot să rămân indiferent, sunt moldovean și sunt mândru că sunt moldovean. Eu mă simt jignit când alții jignesc moldovenii, dar sunt mândru că sunt moldovean prin tot ceea ce da Moldova, culturii, științei, economiei din această țară și nu începem să enumerăm că îi știm cu toții. De aceea, să știți că eu sunt îndrăgit, evident, de primarii mei, în primul rând, liberal, cu care colaborez din tot județul, dar cel mai aproape cu cei din jurul Romanului, recunosc, cu cel de la Dorjești, cu cel de la Cordun, cu cel de la Tămășeni, cu cel de la Horea, cu cel de la Ruginoasa, dacă vreți, cu cel de la moldoveni, sunt primari care mi sunt și dragi, cu cel de la Bozeni, care mi-s dragi și care colaborez ca oameni, foarte bine cu ei, dar am și primari, așa cum vă spuneam, din zona PSD care m-au sunat și când n-au găsit acolo o rezonanță, a zis, domnul deputat, nu vă supărați, știu că eu sunt de la PSD și eu, dar spune bă omule ce problemă ai, că în comuna ta nu-s numai PSD, sunt și peneliști. Adică trebuie să fim un pic deschiși la minte și acolo unde am putut am întins o mână de ajutor. Așa văd eu lucrurile că trebuie să se întâmple și așa am făcut, așa fac și așa o voi face întotdeauna. Sprijin pentru fiecare, de exemplu pe proiectul care îl gândesc, dacă vreți să trecem la zona de investiții, pe proiectul acesta care cred eu că e cel mai important pentru Roman. Domnul Daniel, o comunitate ca să se dezvolte are nevoie de investiții și are nevoie de redinamizarea circuitului economic financiar. Are nevoie de un boom economic, ca să spunem așa. Acest boom economic nu poate să vină decât din investiții. Romanul este un municipiu foarte bine plasat. Mulți au zis, păi da, au mers niște lucruri bine, pentru că au fost pe 85 și a speculat acest lucru. Da, e adevărat că am speculat acest lucru, dar să nu uităm că așa a judui tot pe 85 și îl vedem cum arată. E asta, bine, praf. Nu e în centrul Moldovei, e puțin mai jos, dar nu foarte departe. Da, e în centru, știți unde? E în centru distanței dintre Iași și București, a judui. Așa este. Poate fi speculat din zona asta. Dar eu am reușit într-adevăr să speculez această poziție geostrategică. Și să creez, am fost cel care am reușit să introduc pe harta României, în al doilea mandat al meu, 2012-2016, Romanul, centrul logistic. Romanul nu era trecut ca centrul logistic. Eu l-am introdus pe harta României, Romanul, centrul logistic. De ce? Pentru că în următoarele perioade, când vor avea discuții cu
potențial investitori, să am argumentul, iată cum este privit Romanul din punct de vedere geostrategic și economic la nivel național. Ca viitor centru logistic, ca viitor pol de dezvoltare. Și lucrul acela m-a ajutat ulterior. Deci contează cum stă el pe hartă geografic, dar cum îl așezi tu și pe harta de prioritizare a investițiilor în România. Acest lucru l-am făcut. Și iată că s-au văzut și roade, pentru că au venit foarte multe, mulți investitori. Săptămâna trecută, domnul Daniel, am inaugurat la fabrica IMF Bruns a doua unitate de producție. De ce iau o unitate de producție? E o firmă germană din zona Münchenului. Norocul a fost că directorul general, care la vremea aia lucra acolo, mi-a fost elev, domnul Nicu Slavnea, am avut o conexiune bună, iată ce înseamnă conexiunile, să cunoști și să poți specula în sens pozitiv la momentul respectiv în favoarea comunității tale, și am reușit să-i determin să vină la Roman. Au creat o fabrică de conveioare, acele benzi transportoare care aduc bagajele în aeroport, transferă cimentul, grânele, zahărul. Benzi transportoare, da. Da, nu partea de cauciuc, partea metalică, de mecanică, lanțul cinematic. Fină. Da, care ține de un produs cu înaltă valoare adăugată. Acum, săptămâna trecută, au deschis a doua fabricuță. Deci prima se numește divizia de conveioare, a doua se numește divizia de mobilitate. Când am primit prima dată invitația și punctajul pe cum se va desfășura activitatea, zic, frate, divizia de mobilitate, ce o fi dacă vorbim de producție și de parte de mecanică? Și, sigur, l-am sunat pe domnul director, Pinicu Slavnea, și a zis, Nicule, zi-mi și mie ce e asta. Zice, facem o chestie foarte interesantă la Roman. Și deservim prin ce producem la Roman, Anglia, Franța, Spania și Statele Unite. Hai, zic, mai da pe spate, zi-mi ce faceți, că-s curios. Zice, facem module pentru persoanele cu dizabilități. Adică, în fabrica din Germania vine mașina. Da. Ei intră și decupează din mașină un segment. Da. Iar modulul pe care îl fac la Roman vine și intră și îl montează. Modulul se face complet la Roman. Este modulul care intră cu telescop, cu platformă care se lasă, urcă pe el persoana cu dizabilități cu scaunul, îl ridică, intră în mașină, se închide trapa. Adică un lucru... Deci e o componentă pentru autoturismele pentru persoane cu dizabilități. Corect. O componentă importantă. Corect. Și vreau să vă spun că mi-au spus că nu fac față comenzilor pe care le au. Nu fac față. De asta au creat și aceasta a doua fabrică la Roman. Și mai am o surpriză pentru romașcani. Împreună cu acela la inaugurare, ca să vedeți și semnul bun dat, au venit frații Bruce. Am auzit, da. Nemții au fost prezenți aici, am stat de vorbă cu ei, am luat masa cu ei, am povestit cu ei și spuneau că mai au acolo o fabrică și așa. Am zis, dacă tot ați creat un modul industrial la Roman, aveți divizia de conveioare, divizia de mobilitate, haideți să faceți și cealaltă divizie a treia pe care iau acolo, nu o dezvălui acum, pentru că n-am de la ei liber. Și au spus, luăm în calcul, vedem deschiderea dumneavoastră, vedem modul empatic în care... colucrăm împreună, vă invit în Germania să vedeți și la noi fabrica asta cum funcționează și vă promit că iau în calcul să deschidem și a treia fabrică la Roman pe domeniul mecanic. Dom'le, asta înseamnă să stai de vorbă, să convingi, atitudine pozitivă și atunci oamenii vin. Și atunci oamenii vin. Iată, dacă vorbim de investiții, acestea sunt câteva exemple, dar parcul industrial pe care eu vreau să-l construim în zona de nord a orașului, care presupune o colaborare în trei, Roman, Cordun și Tămășeni, pentru că acolo vorbim de o zonă de teren pe care trebuie să o punem împreună. Iar Romanul nu are suficient teren pentru a intra singur în acest proiect. Și atunci, având primarii noștri, liberali, cu inițiativă pentru a investi și care chiar și ca oameni buni prieteni. Poate îl primi și pe viitorul primar liberal, glumeam. Aveți un candidat la primăria Săbăoni, un domn Ciobanu, dacă nu Ciobanu, știu, da. Un om de afaceri, un om foarte energic. Săbăoaniu. Poate să intre Săbăoaniu. Poate să intre și Săbăoaniu în această desfășurare, mai ales că noi trebuie să speculăm poziția geostrategică și a întregii zone Roma metropolitan. Pentru că Roma nu poate asigura pentru un parc industrial singur toată forța de muncă. Dar Roma metropolitan, care se ridică la circa 230.000 de locuitori, poate să furnizeze. Și iată ce înseamnă, că mulți spun, politicienii în general, domnule, trebuie să facem ceva să nu mai plece tinerii afară. Hai să vorbim care e acel ceva.
că ceva să facă ceva, să facă cineva, este ceva impersonal. Noi trebuie să vorbim de lucruri concrete. Noi trebuie să vorbim de investiții și viziune ancorate în realitate. Iată viziunea ancorată în realitate. Parc industrial Romanu, Cordunu, Tămășenie. În acest V, un parc industrial de circa 200 de hectare. Și de cine avem aici nevoie? Avem de un partener foarte serios, Consiliul Județean. Și mă bucur că avem candidat de la Roman, din Roman Metropolitan, pe domnul George Lazăr, care cunoaște zona, care este fiul Romanului, născut la Roman, școlit la Roman, familie la Roman, locuință la Roman, părinții din Roman, adică e legat și dânsul. Și sigur că dragostea lui din Roman va aduce în mod inevitabil respect pentru a trata Romanul și din punct de vedere economic, nu cum a fost tratat până acum, pentru că eu cred că romașcanii, eu așa cred că romașcanii sunt oameni deștepți și romașcanii nu o să voteze un om din Târgu Neamț care într-o emisiune a spus că ce mă interesează pe mine că Romanul n-are apă, sau la sfârșitul anului când au venit 60 de miliarde de lei de la bugetul național pentru echilibrarea bugetelor din județ, a luat toți banii și a dus la Târgu Neamț. Păi, acum vrei să zici să iei voturi din Roman când tu ai dus toți banii la Târgu Neamț? Păi Romanul nu era pe harta județului Neamț, era pe harta județului Vaslui. Adică nu trebuia, sau nu neapărat Cordun, Tămășeni, Gâdinți, Horea. Dom'le, nimeni n-a primit la sfârșitul anului. Iar de câte ori când s-a dat câte o rectificare, Romanul a fost coada. Deci Romanul furnizează 51% din PIB-ul județului Neamț. Romanul primea, vă dau un exemplu, Pâncești, o comună de 800 de locuitori, primește 8 miliarde, Romanul 1 miliard. Vă dau exemplu Gâdinți, comună de 1000 de locuitori, primește 6 miliarde, Romanul 1 miliard. Dom'le, ce înseamnă asta? Nu aici bine. Locuiesc 60.000 de oameni. 60.000 de oameni face cât 30 de comune. Nu poți să tratezi românul cu lipsă de respect. Și acum ce să faci? Să vii să spui, bă, da, votați-mă pe mine din Târgu Neamț, că experiența mea mi-arată și vă demonstrează că așa cum va lua bani întotdeauna, așa o să vi iau și pe viitor. Nu, noi avem nevoie de un om din Roman care cunoaște realitatea, respectă zona și împreună cu care să putem construi acest parc industrial care să aducă un plus din punct de vedere economic pentru Roman și pentru întreaga zonă Roma metropolitană. Da, apropo de subiectul ăsta care este dezbătut, ci drept și l-am dezbătut până acum în aproape toate emisiunile electorale cu să-i aducem acasă pe români. Da. Dar cum să-i aduci acasă dacă nu, dacă le, oferi nu le oferi ceva? Dacă nu le oferi ceva, bravo! Asta înseamnă locuri de muncă, nu? Locuri, da, de muncă. Și chiar vreau să vă întreb dacă investitorii germani despre care ați vorbit nu au probleme cu forța de muncă. Găsesc oameni pregătiți pentru a desfășura activitatea pe care au demarat-o? Ați atins un alt punct nevralgic. Și de aceea m-am gândit și la o rezolvare pentru această problemă. E corect? Vedeți cum se leagă una cu alta. Nu că sunt dependente. Nu se poate una fără nu alta. Nu se poate una fără alta. De aceea, domnule Daniel, în proiectul nostru, în viziunea noastră de dezvoltare a municipiului Roman, am gândit după modelul Alba, după modelul Bihor, după modelul Brașov, să înființăm un centru educațional profesional dual și la Roman. În locul fostului liceu numărul 1 de la barieră, pentru care să identificăm sume europene, pentru că primăria Roman n-are bani și pentru Consiliul Județean poate fi prea mult, dar Roman, împreună cu Consiliul Județean și Guvernul României, PCRI, da, 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 sau fonduri europene pot să facă. Și să creăm acolo un centru educațional profesional dual în care să reclădim clasa de mijloc. Romanul are o tradiție. Romanul a avut câteva platforme industriale importante. Vorbim de fostul ITR, fabrica de țevi, întreprinderea de țevi Roman, actualmente ArcelorMittal Steel. Vorbim de Umaro, fostul IMR, întreprinderea mecanică Roman, actualmente nu mai există. Vorbim despre platforma chimică, chimică, da, fabrica de fire și fibre poliamidice Roman, în momentul de față nu mai există. Lucrurile au dispărut. În cei 34 de ani s-au pus prea puțin în loc. Eu am încercat și am reușit să pun americanii de la TRV cu 1800 de locuri de muncă, Holcim Terminal la Roman, care au venit, Oscar Stream, care de asemenea are centru și depozitul central pe Moldova, centrul logistic și depozitul central de la Lidl, centrul logistic și depozitul de la Profi, IMF Bruce, despre care am vorbit. Vorbim împreună, coroborat, undeva spre 3000 de locuri de muncă.
Dar noi să ne gândim că în perioada de glorie a Romanului, fabrica de țevi avea în jur de 11-12.000 de angajați. Umaro avea în jur de 4.000 de angajați. Această fabrică de fire și fibre poliamidice avea în jur de 3.000 de angajați. Vorbim împreună doar din trei platforme mari, din circa... Numai luând în calcul celălalt, fabrica de cărămidă, fabrica de zahăr prefabricate și așa mai departe. Vorbim de undeva despre 20.000 de angajați. E foarte greu să ajungi într-un timp scurt la 20.000, dar de la 3.000 să sar spre 10.000, asta e viziunea și dorința mea. E un prim pas, da. Un prim pas, dar atunci ați spus foarte bine dumneavoastră, da, da, aveți nevoie de forță de muncă. Ca să creezi această forță de muncă, ai nevoie de meseriaș. Ca să creezi meseriaș, trebuie să vii cu o ofertă pentru toată zona Roman-Metropolitan. Zona Roman-Metropolitan, care se dedică undeva la 230-235.000 de locuitori, tinerii trebuie să-și găsească un loc. Pentru că, să știți, s-a inoculat la un moment dat și această idee păguboasă. Dom'le, dacă nu te duci să faci o facultate, nu ești bun, nu ești cetățean, nu ești... Dom'le, decât să fii un profesor prost sau un inginer prost, dom'le, poți să fii un electrician foarte bun. Dumneavoastră să știți că un electrician foarte bun câștigă în momentul de față de două ori cât un profesor. Poți să fii un mecanic foarte bun, un lăcătuș mecanic foarte bun, un instalator foarte bun, un strungar foarte bun, un sudor foarte bun. Ei, eu vreau să refac această clasă de mijloc. Această clasă de mijloc, ce înseamnă? Coloana vertebrală a unei comunități. Vreau să o reclădesc prin acest centru. Acest centru se leagă în mod direct cu parcul industrial. Ele trebuie să meargă odată. Sunt priorități în viziunea mea de dezvoltare a municipiului Roman pe această componentă bivalentă, resursă umană, prin ceea ce înseamnă adevăratul meseriaș, coloana vertebrală a unei comunități și parc industrial, care înseamnă platformă de dezvoltare. Prelucrări mecanice, tot ce înseamnă asamblări de piese metalice, tot ce înseamnă activități de producție, nu știu, de mobilă, producție, tapiserii. Am participat ieri, domnul Daniel, am fost invitat și le mulțumesc că investitorilor de Roman au deschis un centru comercial, un magazin jos în pietonal cu... un magazin de mobilă din Turcia, lider în Turcia, brand în Europa, o mobilă, un raport preț-calitate bun. Dar le-am spus, a venit și directorul, directoarea de management marketing în Roma și am spus așa, dumneavoastră dacă ați venit și ați deschis acest lucru, pe sistemul pe care eu lucrez, nu le-am dat detalii în domeniul în care activez eu, militar, i-am zis există următoarea practică, acea noțiune de offset, adică eu vin de la tine și cumpăr pahare, cumpăr 100.000 de pahare, dar ne înțelegem prin contract să dezvolți la mine o fabricuță care să producă și la Roman 20.000 de pahare din cele 100.000 care mi le vinzi. Polonezii lucrează așa. Și e un mod pe care eu l-am învățat din sistemul militar în care fac parte și vreau să-l import și în domeniul civil. Dom'le, ai venit să deschizi o chestie, Roman? Deschide o fabricuță, poate nu poți să-ți muți tu industria, dar să faci partea de tapiserie aici, să faci o parte de asamblare aici, se poate face. Și am îndemnat ieri și o să, dom'le, nu ne-a propus nicăieri unde am deschis, că e primul care se deschide în România, e primul centru de acest gen în România și le-am zis, haideți să vă gândiți și acest lucru. Adică trebuie să fii foarte aproape și foarte pragmatic, foarte empatic, dar și foarte direct, astfel încât să creezi acel amalgam care să-ți dea un succes pentru o colaborare viitoare. Corect. Trebuie să punem punct aici, din păcate timpul a expirat. Am discutat lucruri interesante și cu siguranță o să ne revedem, pentru că aș vrea să discutăm mai pe larg așa și despre acel centrul de învățământ profesional, pentru că e interesant. Foarte și important. Și legătura cu importanța pe care o are el în dezvoltarea economică. Și aș vrea să mai fac o precizare într-o frază, să le spun la romașcanilor mei un singur lucru. Dragii mei, nu vă duceți pe fake news-uri, nu vă duceți după informații aruncate cu răutate și cu venin. Noi trebuie să mergem cu credință în Dumnezeu, cu bunătate și pragmatism, să construim împreună o comunitate frumoasă și respectabilă. Și mă angajez în fața dumneavoastră și vă promit, candidez ca primar la Roman și după ce voi obține această poziție, rămân primar la Roman să facem împreună tot ce v-am promis. Vă mulțumesc, Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani.
Succes, domnului candidat, vă mulțumim pentru prezență și noastră, stimați spectatori, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. La revedere, numai bine! Vă mulțumesc!